Un accident rutier a avut loc astăzi în drobeta Turnul Severin, totul din cauza nerespectării unui indicator rutier. Neatenția și vremea rea au produs un eveniment cu pagube materiale considerabile. Evenimentul rutier a avut loc în decursul zilei de astăzi în drobeta Turnul Severin la intersecția străzilor Cicero cu Dr. Saidac. Accidentul s-a produs între două autoturisme conduse de doi tineri. Nu l-a ieșit pe aici, curba, băiatul l-a umplit. Dumneavoastră erați aici afară? Nu, era acolo la mașină. Altfel nu văd cum era accidentul, că era lovit în spate. Cauza ar fi fost neatenția. Unul dintre șoferi nu s-a asigurat corespunzător. În urma evenimentului nu a fost nimeni rănit, însă pagubele materiale au fost considerabile.